alegerea unei obturații sau a unei plombe se face de către medicul stomatolog. În cabinet se stabilește, în funcție de mărimea distrucției dentare, ce avem nevoie să facem în locul respectiv. De obicei, în cazul unei distrucții minore, se pune singură obturație care se face în aceeași ședință. Cu cât este mai mare distrucția dentară, se poate opta pentru o plombă făcută în laborator, adică inlay sau onlay, care se cimentează la venirea acesteia din laborator. Paranteză. Acum, obturațiile fizionomice care se pun în cabinet în aceeași ședință pot fi de diferite mărimi. Pe o singură suprafață, pe cea pe care mâncăm sau în lateral dintelui, pe două suprafețe care cuprinde și suprafața pe care mâncăm și cea interdentară, sau pe trei suprafețe, cele două suprafețe interdentare și cea pe care mestecăm. Acum să revenim la cele făcute în laborator. Când distrucția este masivă și medicul stabilește că o obturație clasică nu mai conferă destulă stabilitate și dintele se poate fractura, se optează pentru acest tip de obturație. Dacă distrucția este masivă și cuprinde aproape întreaga coroană dentară, atunci se optează pentru devitalizare, scoaterea nervului și obturație de canal, pivot și coroană. Sigur, igiena contează în cele mai multe din cazuri. Nu există o durată de viață anume pentru obturații. Sunt obturații care țin câteva luni în funcție de igiena dentară sau obiceiurile masticatorii ale pacientului. Sunt obturații care depășesc 10 ani ca durată de viață, poate și mai mult. În primul rând, plombele cad datorită obiceiurilor deficitare masticatorii sau a bruxismului. Durată de viață depășită a unei obturații, să spun, sau în cazurile în care obiceiurile alimentare nu sunt cele mai corecte, adică la consumatorii de Coca-Cola sau fumători exagerați, sigur că obturațiile nu mai păstrează adeziunea corectă cu structura dintelui și până la urmă vor cădea. Sigur, recomand vizitele periodice la 6 luni pentru verificarea tuturor obturațiilor și a celorlalte situații care pot apărea. Nu este cea mai corectă abordare să nu mergem la stomatolog atâta timp cât nu ne doare. Este corect să facem vizitele periodice la cât ne recomandă medicul curant, la 6 luni sau la un an, pentru verificarea situației, chiar și cu radiografie panoramică sau retroalveolară dacă se suspectează anumite situații. Cările incipiente nu dor niciodată. Pacientul vine de cele mai multe ori în cabinet și spune: bănuiesc că în acest loc am o carie pentru că rețin resturi alimentare de obicei. Nu afectează pentru că nu se recomandă a fi făcut detartrajul pe suprafața dinților, situație în care obturațiile sunt puse, să spunem, pe suprafața masticatorie a dinților. Pentru curățarea acestora se recomandă în cele mai multe din cazuri tratamentul airflow. Ce înseamnă tratamentul airflow? Este un jet cu bicarbonat de sodiu și apă care curăță interdentar și obturațiile de pe suprafețele dentare. Adică toate acumulările de, să spunem, colorații de cafea, de tutun, de ceai și așa mai departe, sunt curățate mult mai corect cu airflow-ul. Deci nu afectează obturațiile. Nu există varianta optimă, cel mai bine la recomandarea medicului stomatolog curant. Dar, așa ca și idee, sigur, periuța electrică este mult mai eficientă decât periuța clasică, datorată rotațiilor pe minut suplimentare pe care le face și a mișcărilor oscilatorii, curățind interdentar mult mai bine decât periuța clasică. Noi cu periuța clasică facem în jur de 2, 3, 400 de mișcări, depinde de fiecare persoană. Periuța electrică poate ajunge în schimb la 40.000, 50.000 de mișcări pe minut, ceea ce este mult mai bine decât periuța clasică. Există două tipuri de mișcări, să spun, ale periuțelor electrice, cele oscilatorii și pulsatorii și cele ultrasonice. Tot la latitudinea medicului stomatolog curant puteți lăsa această informație, să spun. Există studii clinice care spun că periuțele
oscilatorii curăță mult mai bine suprafețele dentare decât cele ultrasonice și că periuțele ultrasonice curăță mult mai bine decât cele oscilatorii suprafețele interdentare.